La Moscova. Cineva a achitat călătoria. Este adevărat că urmează să vă întâlniți cu Ilașor. Nu dau comentarii. Părinți Parase, dar... Este adevărat că trebuie să vă întâlniți cu Ilașor la Moscova. Nu. Dar cine vă achită călătoria la Moscova? Eu sunt. Dumneavoastră vă... Dar ce scop vă duceți la Moscova? Și vă duceți în sufletul oamenilor. Urmează să primiți câte un card mir? Noi preoți. Nu importă, eu avem drept. Care este destinația finală? E adevărat că sunteți duși organizat în Rusia? Nu. Văd că aveți foarte mulți colegi astăzi cu dumneavoastră zboară, cu același zbor. Dacă nu aveți nimic de ascuns, de ce fugiți? Părinte, cine vă plătește călătoria la Moscova? Cine vă plătește călătoria la Moscova? Urmează să vă întâlniți cu Ilan Șor? Părinte, de ce fugiți? Dacă nu aveți nimic, dați-ne informații. Cine va achit călătoria, Sfinte Părinte? Cine va achit călătoria? Ce nu vreți să stați cu noi? Aveți ceva de ascuns? Cine va achit zborul? Văd că astăzi sunt mai mulți colegi de dumneavoastră. Sunteți transportați organizat? Da. De către cine organizat sunteți transportați? Nu știu. Dar este adevărat că... Dar urmează să primiți... În țara noastră, în poporul nostru. Și nu urmează să primiți niște bani pentru acest... Care este scopul călătoriei? Să ne rugăm în țara. Și cine vă așteaptă acolo?